Uite-ți. Fă-mi forma una așa. Da, stai că am un pic. Așa, uitați-vă un pic amândoi, vă rog. Uite și eu la cameră, păi amândoi, mă, dar care amândoi? Îi tai urechile. Thank you.
Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. Some pillar guide on this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor, raise a wall for your truth, build it up like a fortress. Wave the flag when I thank you.
Thank you.
La nevoie ai să uiți, măi, dar mila de la bărbat, măi, ca umbra de pom uscat. Dar mila de la bărbat, măi, ca umbra de pom uscat. Dragi părinți, prea cinstiți nași și dragi dumneavoastră, stați și bine s-a maluat și câteva cuvinte de rugăminte ascultați. Astăzi, fiul miroasoastre, se roagă cu tinerenie și plecăciune să le dați iertăciune, că brațele v-au rupt, peptul vi l-au sub și din somnul ce v-au sculat și poate s-a întâmplat și ați blestemat. Că blestemul părinților risipește casa fiilor. Să fie zidită numai din piatră, se risipește toată până în talpă. Iar binecuvântarea părinților întărește casa fiilor. Să fie zidită numai din crengi de alune, cât lumea și pământul ține. Și apoi unde s-a mai pomenit, fiu și fiică, așa mari să crească și în fața părinților, și al lui Dumnezeu să nu greșească, că numai unul Dumnezeu este negreșit, care pe toate în lume le-a rânduit. Luni a făcut pământul numai cu cuântul, cu fântâni și cu izvoare și cu ape curgătoare pentru toată lumea adăpătare. Cu raiul a răsărit și tot felul de pomi împodobit. Marți a făcut numai semn cu mâna și a făcut soarele și luna. Mercuri a împins cerul ca o piele și l-a împodobit cu stele și lucefer luminos să privim noi iști păcătoși. Joi a făcut marea și câte sunt rânsa numai cu zisa. Vineri Dumnezeu s-a gândit că, nu e, că pământul trebuie de cineva stăpânit. Și-a luat trup din pământ, sufletul din Duhul Sfânt, oase din piatră, sânge din Marea Roșie, graiul de la îngeri, frumusețea din soare, după chipui și asemănare. Și a tătuit patru slovi de carte din patru colțuri ale lumii și a pus numele Adam. Sâmbătă Dumnezeu s-a gândit că nu este bine numai un om singur pe pământ. Și numai cu o adere de vânt, pe Adam l-a adormit. Și-a luat os din oasele lui, trup din trupul lui și a făcut pe strămoașa noastră Eva. Duminică, Dumnezeu fiind obosit, s-a pus și s-a odihnit. Adam din somn când s-a trezit, la Eva speriat a privit. Și unde s-a pus pe răcnit, că și Dumnezeu din somn s-a trezit. Și Adam a întrebat, ce se întâmplă aici, Doamne? Și Dumnezeu i-a răspuns, nu te înspăimânta, Adame, aceasta este os din oasele tale, trup din trupul tău și va fi ție soție. Și Dumnezeu i-a mai dragoslovit să se mulțească ca frunza codrului, ca florile câmpului, ca păsări cerului și ca nisipul mării. Și de atunci mulți și mulți crescură și se înmulțiră până la cei doi tineri a dumiilor voastre, care stau cu genunchiile plecate și fețele rușinate și vă cer iertare și binecuvântare. Iar dumneavoastră, stimați părinți, care tot de la Dumnezeu ați fost rânduiți, aducându-vă aminte dintr-a dumneavoastră feciorie, pe vremea căsătoriei, cum părinții ați rugat, mâinile le-ați sărutat și ei v-au iertat și v-au și binecuvântat. În semnul Sfintei Cruci, cu pâine și cu sare și cu darul Sfinției sale. Și acum, dumneavoastră, părinți, vă frumos în picioare să vă ridicați și fii să vă fie binecuvântați fiecare pe rând. În semnul Sfintei Cruci, tare sau și eu, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu pâine și cu sare, cu dar Sfinții sale.
Așa, și tătișe și mamișe și stari vin audiență. S-auză binecuvântarea, să văd, soacra și-ai mică. Mai azi, dar face are furașul. Stați jos înapoi, că mai avem treabă. Mirii sărută mâna părinților. Nu, nu, stați așa. Sărutați mâna părinților. Și acum doresc de la mireasă, una framă de mătoasă, să fie o gospodină aleasă. Iar de la mire un par cu vin să fie voie de plin, ca primul rod al dragostei lor să fie băiețel. Iar de la soacra și aia mică doresc o ochi de golet cât și aia mai tare. Și văd că cred că mi-ați permite, de la soacru mare, o îmbrățișare însoțită de o sărutare. Când în muzica la mulți ani. Thank you.
poate să mai gândesc, să mai răzgândesc. Nu? Aveți emoții, nu? Și eu. Deși sunt a nu știu câta oficieri, am și eu emoții de fiecare dată. Bună ziua, vă spun dumneavoastră și tuturor invitaților. Nu știu dacă se aude, nu? Da? Și bun venit celor care nu sunteți din localitatea Gura Humorului, în această locație frumoasă pentru situația în care ne aflăm astăzi, da? Noi pentru ce suntem aici? Dumneavoastră pentru ce sunteți aici? Să vă căsătoriți, nu uite ce-mi bate soarele în ochi. O să vreau un răspuns de la dumneavoastră simplu, clar, ferm, hotărât, cum vreți să spuneți, da sau nu, da? Putem să începem, nu? În urmă cu 10 zile, acești doi tineri frumoși și-au depus documentația primară la primăria Gura Humorului, la oficiul de stare civilă, în vederea încheierii căsătoriei. În tot acest timp nu a fost nicio opoziție din partea nimănui. Ca urmare, o să vă cer consimțământul dumneavoastră liber exprimat în vederea încheierii acestei căsătorii. Da? Domnule Marcian Bogdan Sergiu, de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Ulian Andreea Georgiana? Da. Felicitări, hotărât. Domnișoară Marcian Bogdan, Ulian Andreea Georgiana, scuzați, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Marcian Bogdan Sergiu? Da. Felicitări. Deja te-am trecut pe numele dumnealui. Hotărât. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege în vederea încheierii acestei căsătorii. Îmi bate soarele în ochi așa de rău. Ca urmare, o să vă fac cunoscut câteva prevederi din codul civil. Familia se îndebiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a crește și educa copiii. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Deci de comun acord. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Felicitări! Pot săruta viitoarea soție așa pe jumătate oficial, că nu am semnat actele. La semnături. În serio, la semnături care nu sunt mai despre măsura și ca soț ai mai multe semnături. Eu? Da. Multe drepturi sau doar semnături? Îndatoriri. Aici o semnătură simplă. Aici o semnătură. Păi eu ce am zis? Ca soț are mai multe semnături. Și aici, de primirea certificatului. Stați că nu-i gata, nu desface sticlele. Dați-i stiloul domnișoarei încă. Așa scrieți, numele întreg de aici încolo. Da? Da, da. Da, eu am zis Mărcean înainte de a... S-a întâmplat mai nimic până nu semnează ofițerul stării civile certificatul și actele, documentele. Dumneavoastră încă mai aveți timp să vă răzgândiți.
Deci dăm drumul la semnături, înseamnă că. Întrebam la și mai mult chiar gândire. Nu, o fost. Și înainte de a vă înmâna acest certificat, îmi permit să vă mai rețin câteva secunde să vă citesc câteva rânduri din această mapă care o primiți din partea primăriei a domnului primar cu felicitările de rigoare și care spune în felul următor. Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Așa să vă ajute Dumnezeu, vă zic casă de piatră, sănătate, copii frumoși, sănătoși, așa ca voi, sunteți foarte frumoși. Și felicitări și petrecere frumoasă în continuare și primiți acest certificat și cu această mapă împreună.
și veșilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea toată lumea pentru statornicia Sfintelor Dumnezeu, Biserici și unirea tuturor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește! Pentru rogul Dumnezeu, Bogdan Sergiu și Andreea Georgian, care acum se rogă Iisus Paul și pentru al urmăriile Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casele de arul fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele pentru mântuire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casele se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântației în deplină înțelegere și în credință tare Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi toți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și ne și unii prea alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Fie-ți cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului, acum pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le-a adunit în unire și a pus dragoste legătură neîntreruptă, cel care binecuvânta pe Isaac și pe Rebecca și i-a arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale. Însuți, Doamne, binecuvintează și pe robite aceștia Bogdan Sergiu și Andreea Georgian. Povăzinte fede și spre tot lucrul bun, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul Dumnezeu Bogdan Sergiu, cu roagă Dumnezeu Andreea Georgiana, pentru Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul Dumnezeu Bogdan Sergiu, cu roagă Dumnezeu Andreea Georgiana, pentru Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și vecii vecilor. Amin. Se rugește Doamne Dumnezeu Andreea Georgian, rogul Dumnezeu Răzvan Sergiu, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Dumnezeu Andreea Georgiana, rogul Dumnezeu Răzvan Bogdan Sergiu, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum pururea și vecii vecilor. Ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-se să le vădească femeia stăpânului său Isaac
și prin mijlocirea scoatării de apă ai descoperit să logodească pe Rebecca. Însuși Doamne binecuvintează și logodna robilor pe acestora, Bogdan Sergiu și Andreea Georgian, și întărești cuvântul ce și l-au dat. Unește-te cu Sfânta Unire așa de la tine, că tu din început ai zis parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatul și femeie spre ajutor și spre denuirea neamului pomenesc. Însuși, dar, Stăpâne, Dumnezeul nostru, care ai trimis adevărul peste moștenirea ta, făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce aleși din neam în neam, caută spre robul tău acesta Bogdan Sergiu și spre roaba ta aceasta Andreea Georgiană și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste, că tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Însuși, dar, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelor cu binecuvântare cerească, iar Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieților, că Tu ești Cel care binecuvintezi și sfințești toate câte sunt și ție slavă nația Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericiți sunt toți cei ce se trește Domnul. Slavă ție! Domnului,
care din iubirea ta de oameni ai prefăcut pasta strămoșului Adamă femeie și ai binecuvântat pe dânsii și ai zis: creșteți și vă înmulțiți umpleți pământul și îl stăpâniți. Și pe amândoi ai arătat un cuplu de însoțire, căci pentru aceasta va lăsa un pe tată să și pe mamă, să se va uni femeia sa, vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să ne despartă. Cel care ai binecuvântat pe robul tău, Avram, și ai deschis pântecele sale și ai făcut tata multe neamuri, care ai dorit pe Isaac Rebecca și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacob cu Raviera, și din prânsul ai arătat 12 patriarhi, care ai însoțit pe Iosif cu Asineta, și le-ai dăruit prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta, și le-ai dat prunci pe înainte mergătorul, cel ce de rădășeam lui Iesei, după timp ai crescut pe bururile fecioarea din prânsă, te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și multă bunătate, ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea celor colegi și naștere de prânz din prânsa. Însuți, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a rugilor tăi și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tot ce ne văzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă rugilor tăi acestora, Bogdan Sergiu și Andreea Georgiana, viață pașnică, că lungime de zile, înțelepciune, dragostea unea către altul în legătura fărcii, dar de frunze minții cu viață de rugată, cu luna cea neveșteșită a Măriei. Învrednicește pe dânsul să-și vadă pe copiii copiilor lor. Păzește viața lor fără mântuială, le dă lor din roua cerului de sub belșugul pământului, umple casa lor de grâu, de vin, de udelen, de toată bunătate, ca să dea și celor lipsiți, și dăruiește celor care sunt din prână cu dânsul toate cererile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu, milostiv, îndurat și de oameni iubitor ești, și ție scapă în țăr împreună și Părintele tău cele fără de început, Preasfântului, Bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Legiuitorul nunții cele trupești, păzitorul nestricăciune și chivergăsătorul cel bun, al celor de trebuință vieții. Însuți, Stăpâne, cel ce din început ai zis pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem la ajutor din dânsul. Și luându-l din coastele lui ai zis femeie pe care văzându-o Adam a zis, iată cum o zi oasele mele, trup din trupul meu, aceasta femeie se va numi că din bărbatul ei s-a luat de azi. Pentru aceasta, va lăsa un pe tată să-și pe mama sa, se va uni femeia sa, vor fi amândoi un trup pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i desparte. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robii tăi aceștia, Bogdan Sergiu și Andreea Georgiana. Și de roabei tale acestea să se plece cu toate bărbatului și robii tău acestea să fie ca femei ca să viețuiască după voia ta. Sfinte, Doamne, Dumnezeul nostru și de părinților, Florin Valentin și Viorica, Ilie Florin și Rodica, care au născut și au crescut pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Aduți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de robii tăi aceștia, Constantin și Maria, Justinian și Maria, Constantin și Steluța, Ioan și Angela, Răzvan, Mihai și Ionela, Daniel și Ionela, Ionus și Alexandra, Tudor și Elena Adriana, Constantin și Angela, Marius și Roxana, Cosmin și Lidia, nașilor și de nuntașii care sunt de față la săvârșirea acestei sfinte taine. Aduți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robul tău acesta Bogdan Sergiu, și de roaba ta aceasta Andreea Georgiana, și binecuvintează de legi. Dă-le lor roare de Dumnezeu, de mântire copil bun, bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe tine și ca cei de Libanului, ca o vie odrăslită. Dă-le lor roarele pământului, ca toată destularea vântului, să sporească spre tot lucru bun și bineplătând înaintea ta să strălucească ca luminătorii pe cer, prin tine Dumnezeu și Domnul nostru, părea se cuvine slava, puterea, cinstea și închinarea, împreună și Părintele, celui fără de început, Preasfântului, Bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sărina ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavie tale să nu fii omul singur pe pământ. Însuși și acum să vine Doamne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș, unește pe omul tău acesta, Bogdan Sergiu, roaba ta aceasta, Andreea Georgiana, pentru că de te-ai trebuit să însoțește bărbatul cu femeie, unește pe tine și într-un gând, să-mi punează într-un punct,
întărește-lor copilului. Că ta este stăpânirea și a ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea, și veci vecilor. Amin. Dar tu ai ținut vinul cel bun în acum.
Sfinții Auzie și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru rubrii Dumnezeu Bogdan, Sergiu și Andreea Georgiană, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru robile Dumnezeu, Cosmin și Lidia, Marius și Roxana, Constantin și Angela, Tudor și Elena, Adrian, Ionut și Alexandra, Daniel și Ionela, Răzvan, Mihai și Ionela, Ioan și Angela, Constantin și Steluța, Justinian și Maria, Constantin și Maria, nașilor, și pentru toți nuntașii care sunt de față la săvârșirea acestei sfinte taine, pentru sănătatea lor și mântuirea lor. Doamne, acum pururea și vecii vecilor. Amin.
naș ne apropiem și prindem de cuvântul. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacob, umblându-și pace și umblându-și dreptate. Poruncile lui Dumnezeu în toată. Amin. Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena,
cu rugăciunile Sfântului Mare Muncit Procopie, ocrotitorii tainei Sfintei Cununii și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Tăi Bogdan, Sergiu și Andreea Georgian, care acum s-au însoțit unul cu altul prin tainea Nunții, dă-le, Doamne, sănătate, ține de rugate, bună sfoire, în toate cele de folos, și păzește fericiți în mulți ani. Iată că atunci când toamna își arată roadele sale bogate, când anotimpul culorilor, așa ușor, ușor, încet, încet, ne cuprinde, ne bucurăm că acești doi tineri, de comun acord, Sergiu și Andreea, au hotărât ca să vină înaintea lui Dumnezeu pentru a-și oficializa această legătură a dragostei pe care o poartă unul față de celălalt. Acest moment este un moment emoționant, un moment înălțător, un moment care rămâne așa împicărit în inima, în sufletul acestor două personaje principale, Mile și Mireasa, pe tot parcursul vieții lor. Și așa este firesc să fie, pentru că definiția dragostei ne este dată de Sfântul Apostol Pavel, care foarte frumos scria într-una din scrisorile sale locuitorilor cetății Corinte. Se spunea așa, că dragostea îndelung gravă este binevoitoare, nu urăște, nu se laudă, nu se plătește, nu se poartă cu necuvință, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le rabdă, toate le nădăjduiește. Dragostea nu cade niciodată. Iată aceasta, cât de frumos este finalul acestei scrisori. Dragostea nu cade niciodată. Și
tot timpul, îmi place să rostesc aceste cuvinte, la începutul de drum al acestei sau al oricărei familii care vine în biserică pentru a-și oficializa, cum spuneam și înaintea lui Dumnezeu, această legătură a dragostei. Și pentru că în viața noastră, vrem, nu vrem, sunt și bucurii și supărări, urcușuri, coborâșuri, dar dacă există dragostea aceasta care ne-a făcut să ne înhămăm la această viață de familie, atunci cu siguranță se va putea trece mult mai ușor, mult mai ușor. De aceea, la taina Sfintei Cununii, mirilor li se dă să bea din același pahar, unul singur, nu două, pentru că înaintea lui Dumnezeu, ei sunt socotiți de astăzi înainte ca o familie, o mică biserică, cum numește Sfântul Ioan Gură de Aur, foarte frumos, această instituție a familiei. Și totdeauna, când spui cuvântul familie, nu spui doar unul sau celălalt, nu doar ai soțul ori soția, bărbatul sau femeie, ci tot timpul, când spui familie, trebuie să te gândești și la copii, pentru că așa este firesc să fie. Familia este făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o treime. Tot astfel este și familia, tată, mamă și copii. Și de aceea Dumnezeu ține atât de mult la această instituție divino-umană, cum numește familia pe acest pământ. Și omul, dacă trăiește după aceste câteva reguli pe care le-a dat Dumnezeu, atunci cu siguranță va umbla bine. Însuși Mântuitorul Hristos, nu singur, ci alături de Maica sa, a mers la un astfel de moment, o astfel de bucurie, la o nuntă în Cana Galilei. Și acolo a văzut cât de bucuroși erau toți, mirele, mireasa, așa trebuie să fie la un astfel de moment. Nunul, nuntașii. Și la un moment dat ne amintește Evanghelia că se terminase vinul și Maica sa, Maica Domnului, văzând că nu mai au vin, au venit imediat la urechea fiului ei și a spus, fă ceva, nu strica această bucurie, acest moment. Și Mântuitorul îi spune, ceasul meu încă n-a venit. Dar Maica Domnului a insistat și le spune nuntașul, faceți ce vă va spune. Și atunci Mântuitorul binecuvintează acele vase din piatră, 6 vase din piatră în care era pusă apă și apa aceea transformată în vin, astfel încât bucuria tuturor celor prezenți să nu fie știrbită. Și nădăjduim că această bucurie vă va călăuzi, chiar dacă ați început așa dis de dimineață și siguranță se va termina târziu, această bucurie să o păstrați cât mai mult timp în inima voastră. Și dacă vă aveți unul pe celălalt, trebuie să știți că trebuie să vă respectați, să vă iubiți, să vă ajutați, să vorbiți frumos, să comunicați unul cu celălalt, pentru că numai așa, familia aceasta va avea sorți de izbândă în lumea aceasta. Și vă sunt alături niște părinți care v-au născut, care v-au crescut, care și-au pus multe nădejde în voi. Privindu-vă, ei își văd poate o parte din visele lor. Și este foarte frumos când aceste vise ale părinților se transformă în realitate. Asta este cea mai mare bucurie a părinților. Și ce se poate dori mai mult decât să-și vadă copilul pus la casa lui, cum avem noi o vorbă în popor. Nu doar casa ca și clădire, ci pus într-o rânduială. Și-a găsit un soț, și-a găsit o soție, de astăzi au treaba lor, rânduiala lor, familia lor, copiilor, deja părintele cumva a scăpat de o mare grijă. Pentru că această grijă de a crește un copil, această datorie, nu este ușoară. Dacă conștientizezi într-adevăr ce înseamnă a crește și a educa un copil. Dacă nu-ți pasă, sigur, culegi peste ani această nepăsare. Dar dacă ai investit multe emoții, nopți nedormite, sigur, privegheri la căpătrii, toate aceste lucruri care te consumă de mânci, dar în același timp te apropie atât de mult de copii, pentru că acest moment pe care noi îl trăim și ei îl trăiesc, îl privesc așa
nici ei nu știu bine, să se bucure, să se întristeze, se bucure că v-ați găsit rost în viață, se întristează conștienți, fiindcă de acum veți pleca, vă rămâne singur. Și este acest bucium în inima lor, neștiind cum să se poziționeze. Dar dacă voi tot timpul veți veni doar cu lucruri frumoase la ei, cu siguranță că asta va fi împlinirea lor desăvârșită. De asemenea, de-a dreapta și de-a stânga, v-ați luat o niște părinți, nu doar doi, ci de 10, nu de 10 ori câte, de 5 ori câte 2, sau... sunt mai mulți, dar se cuvine să-i respectați și pe ei. Nu este ușor să respecti de multe ori pe cel de lângă tine sau pe mamă, pe tată. Trebuie făcut acest efort și în acest efort trebuie să inclus și nașii. Că sunt mai mulți, mai puțini, mai tineri, mai vârstnici, ei sunt garanți înaintea lui Dumnezeu pentru aceste jurăminte făcute când a spus mâna pe Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Ei mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Te duci la bancă pentru nu știu ce împrumut, banca imediată și au măsuri de siguranță. Adun niște giranți, 2, 3, 5, 7, depinde ce sumă ți se aprobă. Pentru a fi credibil. Iar voi, geranții voștri înaintea lui Dumnezeu, sunt toți acești nași. Pentru a fi credibili în ochii lor, trebuie să-i respectați, în primul și în primul rând. Iar nașii, să nu uite că trebuie să se roage pentru fiii pe care îi au. Sunt de botez, de cununie, seara ori dimineața, există cu siguranță o clipă când poți fi amintiți, azi îi pomenesc pe cei de cununie, dacă îi știm, sigur. Mâine pe cei de botez, Doamne, dă-le gândul bun, luminează, înțelepțește. Pentru că numai așa, această legătură creată acum, nu se rupe mâine dimineață sau după întorcătură și gata. Și Dumnezeu vrea să existe această continuitate. Nu mai spun multe, că deja m-am lungit. Dea Dumnezeu sănătate, bucurie și să fiți într-adevăr mânduieri părinților, bunicilor, nașilor și tuturor celor care vă sunt de alături. Amin. Thank you.